promisiunile minunate și prețioase ale lui Dumnezeu. Diferența dintre rabin și rege era clară. Iudeul era bătrân și gârbovit. Nu avea niciun avantaj fizic. Doi ani, în închisoare, îl lăsaseră cu pomeții obrajilor subți și mânjiți. Abia avea câteva monede în buzunar și de-abia avea câțiva prieteni. Avea barbă lungă și căruntă, iar haina era una simplă a unui predicator nomad. În comparație cu regele era simplu și sărac. Desigur, în comparație cu regele Agripa, oricine ar fi părut așa. El și sora lui intrară în sala regală în ziua aceea cu mare fast și pompă și urmați de legionarii romani. Regele Agripa era curatorul religios al acelei regiuni. Sub supraveghetorul ei și nici de cum prieten al creștinilor. Pavel, pe de altă parte, era un simplu misionar. Avea toate motivele să se teamă de judecata regelui. Agripa era ultimul din dinastia lui Irod. Irod care se amestecase în creștinism încă de la început. Irod, străbunicul lui care încercase să îl ucidă pe copilul Isus atunci când se născuse în Bet Clem. Unchiul său îl omorâse pe Ioan Botezătorul, iar tatăl său, Agripa I, îl executase pe Domnul Isus. Amenințase să procedeze la fel cu Petru, dar îl aruncase doar în închisoare. Am putea spune că această familie era pornită împotriva creștinilor, iar acum Pavel, rabinul, se afla în fața lui din pricina faptului că propovăduia și îi învăța pe ceilalți de despre o nouă religie. Deci cum urma apostolul Pavel să se apere? Și care era, fără îndoială, cel mai important discurs din viața lui? Cum va justifica faptul că era propovăduitor al acestei noi credințe? Urma să ceară el milă? Urma să ceară dreptate? Iată ce a făcut. După câteva cuvinte de introducere, iată ce i-a spus lui Agripa. Și acum, datorită speranței mele, în lucrurile Promise de Dumnezeu înaintașilor noștri, eu sunt judecat astăzi. Apărarea lui Pavel nu făcea nicio referire la realizările lui, deși el însuși se rugase ca morții să învie și așa se întâmplase. Apărarea lui Pavel nu făcea nicio referire la cetățenia lui romană și nici nu cerea vreun tratament preferențial, nimic din toate acestea. Singura sa explicație era aceasta. Eu doar am crezut în misiunile lui Dumnezeu. Așa făcuse și Avram, Noe, profetul Isaia, așa făcuse o fecioară evreică numită Maria, predicatorul Petru și apostolul său numit Pavel. Știți, eroii Bibliei provin din toate păturile sociale. Unii singuri, alții căsătoriți, unii puternici, alții simpli, unii conducători, alții servitori, dar un lucru îl aveau și încă îl au în comun. Ei credeau în promisiunile lui Dumnezeu. Deoarece Noe a crezut în promisiunile lui, a crezut în ploaie înainte ca acest cuvânt să existe. Deoarece Avram a crezut în promisiunile lui, a părăsit un loc pe care îl știa drept casa de o mulțime de ani pentru un loc pe care nu l văzuse niciodată. Deoarece Iosu a crezut în promisiunile lui Dumnezeu, el a condus la victorie două milioane de oameni pe teritoriul dușmanilor peste râul Iordan. David a păcălit un uriaș. Petru s-a ridicat din cenușa regretelor, iar apostolul Pavel a găsit o cauză pentru care merită să moară. Toate pentru că au crezut în promisiunile lui Dumnezeu. Ei știau acest lucru. Dacă vreți să umpleți spațiile voastre libere din foi, iată prima completare. Dumnezeu face promisiuni. El face promisiuni. Ne putem numi moștenitori ai promisiunilor. Este ca și cum promisiunile lui erau averea familiei. Acești bărbați și aceste femei erau destul de înțelepți pentru a asculta testamentul. Să citim pasajul din Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 7. Prin credință noie, când a fost înștiința de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedea și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Epistola către evrei, capitolul 11, versetele 7 la 9. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia acelui cei făgăduise. Prin credință a adus Avram, jerfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El, care primi se făgăduințele cu bucurie. A adus jerfă pe singurul lui fiu. Acestea continuă verset după verset. Iacov a avut încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Iosif, de asemenea. Moise, la fel. Istoriile lor erau diferite, dar numitorul comun era același. Promisiunile lui Dumnezeu erau steaua călăuzitoare în pelerinajele lor înspre credință și aveau o mulțime de de promisiuni din care să aleagă. Câte promisiuni credeți că sunt în Biblie? Cineva? 15? 0? 200? Un student a spus că pentru a anumăra promisiunile din Biblie i-au trebuit 18 luni, dar în final lista lui cuprindea 7486 de promisiuni. O vom studia pe fiecare în parte în următoarele secole. Ce reprezintă brazii peste munții stâncoși, reprezintă și promisiunile lui Dumnezeu pentru Biblie, prolifice, nesfârșite, imposibil de încălca și veșnice. Promisiunile lui Dumnezeu, ele sunt legăturile Bibliei. Nu doar că a făcut promisiuni, dar Dumnezeu, arată scriptura în mod clar, își ține promisiunile, nu doar face promisiuni, le și ține. Promisiunile lui sunt irevocabile, deoarece, iată, cine este este Dumnezeu. El nu se schimbă niciodată. El nu aruncă nicio umbră de îndoială. Epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar de este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Este neschimbător. El vede sfârșitul de la început. Nu e luat pe nepregătite. Nu schimbă lucrurile pe parcurs. Nu e influențat de toane sau de vreme. Este neschimbat. Mai mult, este credincios. Biblia spune că Dumnezeu este de încredere, își va ține promisiunile, este puternic, nu promite ceva și dă mai puțin. Dumnezeu este capabil să facă orice promite. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 4, versetul 21. Deplin plin încredința că el ce făgăduiește poate să-și împlinească, mai presus de toate. El nu poate să mintă. Biblia spune că este ce anume? Este imposibil, nu improbabil, sau puțin probabil. Este absolut imposibil ca Dumnezeu să mintă. Credeți că o piatră poate să înnoate? Nu. Credeți că un hipopotam poate să zboare? Nu. Credeți că un fluture poate mânca un castron de spaghete? Nu. Credeți că puteți trage un pui de somn pe un nor? Nu. Este. Este imposibil. Credeți că Dumnezeu poate minți? Nu. El nu alege să nu mintă, ci pur și simplu înșelăciunea nu este o variantă. El nu poate să mintă. Epistola lui Pavel către Tit, capitolul 1, versetul 2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Ființa lui nu este așa. Ființa lui este bună și neprihănită. Biblia mai spune că Dumnezeu nu poate să mintă. De asemenea, El nu încalcă promisiuni. El nu poate minți. Deci, când El face o promisiune, e ceva sigur, căci aceasta va deveni realitate. Acest gând la Dumnezeu, ca și unul care își ține promisiunile, îmi trezește o amintire despre tatăl meu de când eram copil. Când aveam vreo 12 ani, tatăl meu mi-a dat voie să îl însoțesc în călătoriile lui din din orășelul nostru spre metropola Le Buc, Texas. Era o călătorie de sâmbătă. Celul nostru era să cumpărăm anvelope noi pentru mașina familiei. V-am spus o mulțime de lucruri despre tatăl meu pe parcursul anilor. Îmi doresc mult ca dumneavoastră să îl fi cunoscut. A trecut la domnul cu mulți ani în urmă. Nu era bogat și nu era impresionat de putere. Era un simplu mecanic din Texasul de Vest, la fel de pătrățos ca și un calorifer, cu brațe groase și convins că o persoană este atât de bună precum cuvintele ei. Era rareori iritat, provocat cu greu, dar a fost odată când a fost iritat și provocat. A fost în acea zi în Lebuc, în magazinul de de anvelope. Montaseră anvelopele, coborâseră mașina de pe rampă, iar tatăl meu urma să plătească pentru anvelope înainte de a pleca. Unora dintre dumneavoastră li se va părea greu de crezut, căci nu sunt la fel de în vârstă ca alții dintre noi. Dar era o vreme în care scriai un cec și nu trebuia să fii verificat. Își mai amintește cineva asta? Nu vorbi prea tare să nu vi se facă rău. Era cu mult timp în urmă, dar într-adevăr așa era. Ei bine, la un moment dat, companiile au început să ceară verificări și asta s-a întâmplat și atunci și l-a pus pe tatăl meu într-o situație nepotrivită. A scris cecul, l-a dat funcționarului, funcționarul i-a cerut permisul de conducere, iar tatăl meu a spus, poftim, celălalt a spus, avem nevoie de permisul dumneavoastră de conducere. Stând lângă tatăl meu, priveam acest schimb de Tatăl meu spuse: Nu credeți că sunt cine spun că sunt? Iar omul spuse: Nu, domnule, nu despre asta e vorba. Tatăl meu spune: Mă faceți mincinos? Nu, domnule, deloc. Atunci dați jos anvelopele, chiar acum. A urmat o tăcere bizară. Și îmi amintesc că am plecat cu anvelopele în ziua aceea. Și îmi amintesc că am învățat ceva despre cinste, cei care o iau în serios. Sunt serioși când e vorba de cinste. Dacă un om simplu, un om bun, dar unul simplu, ar face asta, cu cât mai mult, cu cât mai mult un Dumnezeu sfânt și atotputernic ar face la fel. Biblia este serioasă. Dumnezeu este serios în a-și ține promisiunile. Ceea ce s-a spus despre felul în care Dumnezeu i-a apărat pe israeliți se poate spune și despre modul în care Dumnezeu ne apără și pe noi. Iosua, capitolul 2. 21, versetul 45. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Acum întrebarea nu este, își va ține Dumnezeu promisiunile? Întrebarea este, ne vom clădi noi viețile pe promisiunile lui? Iată o întrebare, pe ce vă clădiți viața? Pe ce vă clădiți viața? Ne clădim viața pe ceva. Poate o clădiți pe dependență de partenerul vostru de viață. Poate pe promisiunile unei companii. Poate vă clădiți viața pe fidelitatea economiei. Eu aș spune că sunt lucruri riscante pe care să vă bazați. Poate ar fi mai bine să faceți ceea ce a spus Domnul Isus când vorbea despre doi constructori. V-ați putea construi casa pe nisip. El a spus o parabolă despre doi constructori. Vă aduceți aminte parabola? nu e așa? Acești doi constructori avea câte ceva în comun. Amândoi construiau. Amândoi aveau materiale. Amândoi construiau câte o casă și amândoi au trecut printr-o furtună. Iată povestea în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetele 24 la 27. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Ploaia a venit, apele s S-au ridicat vânturile, au bătut și casa s-a prăbușit cu zgomot. Din nou, cei doi constructori aveau multe în comun. Amândoi au construit, amândoi au avut materiale, amândoi au avut o casă, amândoi au înfruntat o furtună. Unul a ales să construiască pe nisip. Poate nisipul era mai ieftin sau mai ușor de găsit. Celălalt a construit pe piatră. O fundație de piatră poate fi mai scumpă sau mai greu de găsit, dar el vroia să fie sigur că casa lui era construită într-un loc sigur. Vă rog să rețineți, în povestea amândoi au întâmpinat o furtună. Doar pentru că încerci să îți construiești casa pe o stâncă, nu înseamnă că nu vor fi furtuni, dar înseamnă totuși că atunci când furtună furtunile vin, vântul bate și ploaia cade. Nu vei fi luat de ape. Deci întrebarea este, pe ce vă clădiți casa? Poate o interpretare modernă a acestei parabole ar fi astfel. Doi oameni s-au apucat să-și construiască casele. Primul a luat materiale de la RDF. Regrete, durere și frică. A comandat cherestea șlefuită cu vinovăție, cu ruginite de durere și cimentul dat cu anxietate. De vreme ce el a folosit aceste materiale, fiecare zi era plină de regrete, durere și frică. Al doilea constructor a ales alt furnizor. își ia ce are nevoie de la compania Speranța. În loc de regrete, durere și frică, găsește promisiuni vaste de milă și protecție, siguranță. A luat în mod deliberat și conștient hotărârea de a-și construi casa de la depozitul de speranță. Așa dar, care dintre cei doi a fost mai înțelept, care a fost mai fericit și care e mai asemănător vouă? Pe ce vă construiți casa? Pot să vă fac o invitație personală de a vă implica într-adevăr pe măsură ce studiem promisiunile lui Dumnezeu? Nu! Nu le vom studia pe toate 7486, dar le vom studia pe unele pe care eu le-am găsit a fi mai folositoare în a-i încuraja pe alții și, de asemenea, în a mă încuraja pe mine. Dar aceste promisiuni nu ne ajută dacă nu medităm asupra lor. Mă gândesc că dacă am putea demonstra unele dintre aceste promisiuni, ele ne-ar trezi interesul pentru restul vieții noastre și ar fi unele care anunța celelalte promisiuni ale lui Dumnezeu. Vă puteți implica personal în fiecare zi, puteți petrece câteva momente privind pasajele studiate în săptămâna respectivă. Puteți face acest lucru prin intermediul Studiul telefonului mobil sau puteți lua ghidul de studiu pe care l-am pregătit. Puteți face asta în comunitate, puteți fi parte dintr-un grup care se întâlnește în cartier sau unde lucrați.